Ori de câte ori se abordează un subiect legat de serviciul de transport public Alba Iulia, consilierii locali liberali Saca Arș sunt foc și pară, nu neapărat mălăiață. Ședința ordinară de luna trecută nu a fost lipsită de declarații incendiare pornite de la inițiativa lăudabilă a consilierilor social-democrați privind acordarea de gratuitate elevilor pe autobuzele STP, inițiativa acompaniată zgomotos de strănutul unui ales răcit în luna lui cuptor. 100% gratuitate, așa cum am prevăzut în proiect. Haideți să precizez și eu ca și inițiator al acestui proiect împreună cu colegii mei, să vă spun niște aspecte. Practic, prezenta hotărâre, în cazul în care va fi adoptată, am să rog reprezentanții grupurilor politice, împreună cu domnul primar, să avem o discuție, în primul rând, pentru că va trebui și o mică rectificare bugetară, pentru că totuși sunt 9.000, aproximativ 9.000 de elevi care ar putea beneficia de această gratuitate, 9.000 de familii din Alba Iulia, care ar avea această facilitate în a-și trimite copiii la școală. Nu are doi copii. Mă rog. Am zis grosomodă să zic, că în principiu fiu un copil de familie. Mai mult decât atât, având în vedere că ne adresăm copiilor care merg la școală, în primul rând, cred că aplicabilitatea de această hotărâre, și ar trebui să menționăm în o hotărâre și o modific în această intervenție, aplicabilitatea să fie începând cu data de 16.09.2013, data în care începe școala, și până atunci o să avem și posibilitatea să discutăm aspectele bugetare în cazul în care această hotărâre va trece. Mai mult decât atât, al doilea punct care vreau să vă-l spun, cred că ar trebui avut o discuție și cu AIDA, din acest punct de vedere, pentru că ar trebui un regulament de aplicare a acestei hotărâri. Și în perioada următoare, în cazul că această hotărâre va fi adoptată, AIDA va trebui să conceapă, împreună cu Consiliul Local, un regulament de aplicabilitate a acestei hotărâri. Al patrulea punct, aș vrea să modific punctul 3 din proiectul de hotărâre. În loc de hotărârea Consiliului Local numărul 118 pe 2013, hotărârea Consiliului Local care este atacată, din câte am înțeles, în justiție și posibil să nu fie legală, să spunem, prin hotărârile Consiliului Local aflate în vigoare. Și atunci suntem acoperiți în ceea ce privește decontarea tarifelor și a prețurilor abonamente și bilete. Cam astea sunt punctele care am vrut să le subliniez. Este un proiect la care noi ținem foarte mult pentru că este o măsură socială și beneficiază 9.000 de elevi din municipiul Alba Iulia. Și vreau să rectific încă un aspect, cred că este cel mai important aspect. Nu am pus coada la Cireașă prin această hotărâre de Consiliu Local. Ea se aplică similar cu succes în municipiul Sebeș. De cel puțin un an de zile în municipiul Sebeș, elevii circulă gratis cu autobuzele în municipiul Cluj și așa mai departe. Nu este o noutate și cred că și Alba Iulienic merită să aibă această facilitate. Vă mulțumesc! O glumă apare nevinovată a primarului Mircea Hava a strânit freamă de indignare în tabăra USL. De aici un întreg tărăboi. Domnul consilier, dăm un exemplu, Clujul sau Timișoara. Da, Clujul, domnul primar. Se merge 6 autobuze. Nu trebuie să fie niciun aparat, este un singur pentru cetățeni. Poți să fie un singur autobuz. Da, mulțumesc, domnul consilier. Trebuia să-mi explicați dumneavoastră. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Asta este realitatea. Dacă sunt probleme, trebuie să fie specific acum, să fie explicat acum. Bus care lucrează 24/24. La urma urmei, cheltuiala la finale care contează. Serviciul final este cel mai important. Dacă serviciul final este bun, nu știu ce are rost să comentați. Din partea sebeșenii că nu este bun transportul public. Deci, adică acolo e o problemă. Vă uitați ce a spus acum cu câteva secunde. Partea finală contează. Deci serviciul care s-a aprobat. Eu am făcut o glumă. Însă este adevărat că am vorbit în limba noastră strămoșească și dumneavoastră n-ați înțeles lucrul ăsta, cum înțelegeți foarte bine. Este foarte bine, lasă-mă eu vorbesc acum. Este foarte bine, eu vorbesc acum. Deci eu vorbesc acum, după care vă ascult, domnul consilier. Deci vă ascult după aia. Dumneavoastră vă puteți duce și la chestiunea asta și să dați pe presă vorba că ați intervenit ca și consilier, ca să vă fiți să faciliteze la nu știu ce prieteni, să încheiați contracte de... Dumneavoastră discutați de prieteni. Nu. Dumneavoastră ați făcut-o și ați recunoscut că ați făcut lucrul ăsta și pentru asta va trebui să răspundeți. Pentru că ați recunoscut și ați spus că faceți lucrul ăsta ca prețul la asigurări să fie mai mic. Normal. Da. Și pentru asta ați făcut o intervenție ca și consilier. Unde? La conducerea STP-ului ca să facă acest lucru. Nu. Frumos. Nu fac această lucru. Pentru că nu sunt interese personale în mijloc. Dumneavoastră probabil aveți alte interese și nu vă convine. Eu nu am niciun fel de interes în mijloc.
Și în orice moment când o să am posibilitatea de a duce un castig la municipiul Alba Iulia, o să-l fac. Dar un castig la municipiul Alba Iulia și un castig la... Adică pentru asta nu este bine în momentul când o asigurare costă 10.000 de ron, se fie la 5.000 de ron. Adică este prostul la care fac să fie asigurare 5.000 de ron în loc de 10.000. N-ați înțeles nimic. Nu, dumneavoastră n-ați înțeles nimic. Și vă las frumos să aveți grijă cum vorbiți. Sunt chestiuni care nu mai sunt legate decât de lege. Exagerați. Bineînțeles că exagerez. Eu tot exagerez când voi faceți prostii. Legat de Sebeș a fost o chestiune de ironie, așa am putut să vă spun, să nu-i spun de ironie. Este drept că sunteți foarte încărcat și n-ați avut mult de discutat, nu știu, m-am văzut prin conferințe de presă și trebuia să vă dați lucruri. Și a fost o chestiune de ironie. Cu cele 6. Dar v-am spus încă o dată, e greu să le percepeți. E vorba de altceva. Domnule primar, face referințe la originile colegului Simone Alban și se bada exact la asta faceți. Domnule primar, să știți că eu accept și găsesc mai pertinente părerile unui om venit din zonele civilizate ale Italiei decât ale unui om venit din zone neelectrificate ale Bihorului. Eu vreau să iau experiența de oameni avansat, adică vă rog frumos, dacă mai faceți trimitere acolo... Nu, serios. Dar nu, dai civilizație pe colegii dumneavoastră, să mai fac astfel de referință, adică... S-a strânit, vreau să fac treaba asta de plec în concediu și vreau să strânesc niște chestii. Ai văzut? Am atins pe cineva, a sărit toată lumea. Ham. Dă-i drumul, domnul Bogdan. Hai! Mai zici ceva de Bihor, zici ceva de mama, dacă vrei, de copii, de grupul, hai la... Faceți trimiteri la origini. Dar n-am trimis pe nimeni la origini. Vreau să aud referințe din zona civilizată, problema ta. Nu din zona neelectrificată a Bihorului. Din zona civilizată, originele de problema ta. Democrația are vechime. Păi dar cereți, domnule primar, să aibă decență. Domnul și Duian este de bine. E de bine. Dar încă de una și domnul primar... Exagerează și el, adică când exageram noi. Deci, e o problemă când exagerează altul. Dar haideți să revenim la... Din zonă Bihorul de v-am fac și capul ei mai bine? Dacă nu l-am unde? Ce aveți cu sudul Italiei? E civilizat cu sudul Bihorului, probabil. Dacă doriți să participați așa. Și mafia e mai elegantă. Dar ea nu merg cu vacile, numără bani. Legiul n-a merg cu vacile niciodată. Păcat. Este altă treabă. Eu m-am făcut școala ca lumea, domnul Bublea, nu 7 ani. După ce respectivii și-au epuizat întreg arsenalul gloanțelor cuvenind din tirul verbal, subiectul acordării de gratuități elevilor din Alba Iulia pe autobuzele serviciului de transport public local a revenit în prim planul atenției, exprimându-se opinii. Nu, în fața mea merge siguranța. Un lucru care iarăși nu se pare foarte important este să fie pentru copii care au venit mici, familii care au venit mici. Adică nu mi se pare normal pentru familie care are venituri foarte mari, să dăm și gratuitate pentru transportul public. Deci pentru municipiul Sepeș, care luăm, are traficul mult mai greu decât Alba Iulia. Au Lancre, Brahău, Sepeș, care toată țara știe că e traficul foarte greu prin Sepeș. Ei pot gratuit, încă la un an de zile au făcut o analiză și pe anumite rute au mărit prețul biletului pentru că nu era rentabil. Nu, 4 milioane de euro pe an, plătit către... Asta zic, deci din cei 4 milioane de euro, nu cred că putem să asigurăm la 8.000 de copii traficul prin Alba? Ne spuneți aici, mă rog, un raport de specialitate, alte consilii locale fac această chestiune și suport acest cost, dau această gratuitate integrată de stălastă. Noi nu avem un proiect de hotărâre sau... Măcar de a era o modalitate de a avea conștiință că acest lucru chiar se întâmplă. Eu am citit acum textul Legii Educației Naționale 1/2011 și din punctul meu de vedere, și nu vreau să fac analiză juridică pe text, dar nu se poate da această facilitate de 100%, pentru că avem două aliniate. Primul, care reglementează 50% ca și obligație pentru tarif redus pentru elevi, iar aliniatul 2 vine și îmi spune măsura specială și mi-o definește că doar acolo pot da 100%. Pentru cei care sunt elevi orfani, elevi cu cerințe educaționale speciale, precum și cei instituționalizați. Și atunci eu cred că în condițiile în care am vrea să acordăm 100%, ar trebui să vedem din acești 8.000 de elevi cât se încadrează pe aliniatul 2 și pentru restul să discutăm de 50%. De aceea eu zic că ar trebui să amânăm puțină. Consilierii locali din Lucon, județul Timiș, au votat introducerea transportului public în comun gratuit din municipiu de la 1 iulie pentru toată lumea, populația. Da.
Și atunci vreți să spuneți că conform legii 1, de legea numai 50%, că se specifică acolo 50% și restul pe trac? Legea nu prevede. Nu știu ce fac aia și nu mă pun la context și nu mă Votat dar noi am mai votat și avem experiențe că am făcut cu alții ce au votat și aici așa. Face o gravitate de foarte mult timp. Încercăm. Este drept ce v-a spus și dânsul. Urmează regulament, dacă se aprobă. Odată cu să discutăm ceea ce înseamnă. Noi avem niște simulări. Dacă ar circula un miliard, ar fi bun. Dacă ar circula 100 de milioane, și sistemul va fi ca mie îmi plac ce ai spus legat de legalitate. Să știți că toate hotărârile legate de tot și de toate au semnătura preferită. Punte de vedere scris și parafate, nu nimic este asta. Și legat de acolo este alte probleme. Sunt oameni peste politică, acolo nu au deputat care să facă delațiunea la DNA, așa cum a făcut delațiune și înspre colegi și a trimis corpul de control. Deci n-au asemenea noi, toți și a pornit de la delațiune care trebuie să ancheteze, dar a pornit această mare avare, este frică și de umbra. Un cinstit și eu am cinstit. Am discutat astea exact pe ceea ce este legea învățământului pe care ci într-o chestiune ce ar putea să o impune, nu este altă text de persoanele defavorizate textul de lege. S-ar putea. Deci s-ar putea. Și toată lumea, pe urmă, este tropăit. Pentru că 100% iară va ieși o trebuie. A făcut-o cineva, exact în ideea că cineva s-a trădat de lucru. Să ne... Pentru că asta este marele la sede asta. La sede au dat pentru ei care sunt din străinătate să fie acolo. De ani de zile. Atât nu mă interesează exemplu vis-a-vis. E problema cu legalitatea prefecturii. Deci nu s-a sesizat nimeni. Nici curtea de apel, nici curtea, nici curtea cu mașini. Pe când la noi imediat pap. Și vă spun declarație politică. Tot care tovarăși și la Cristie luptăm trească colectiv de genul ăsta. Aici. Deci asta este, să știți, și asta lungeta care avea o să doriți, vi le aducem. Avizul date expres poziție lectură cum să faci. Acum este mare. Dar vă spun, lucru pentru că din tot ce este un efort atât de mare financiar, însă totuși este un efort financiar. Regulament se face dacă circulă la nivelul plătește cât a circulat. Este abonament să plătește 68 de lei, mi se pare că 67 sau cât va. Bun, pentru că mergând, strict ceea ce scrie, cine scrie, altceva. Înțelesul corect și alte chestiuni. Pentru că am trecut prin zona asta, această răutate de tău indiferent. Asta este spus. Trăim între noi, stăm pe stradă. Și de ce am spus asta? Următoarea a făcut corpul de control și analizează câte seringe au, câte injecții au dat și dacă au trăit. Colegii au făcut treaba asta prin mine. Trecem de asta. Aici suntem. Toată presa poate să demonstreze ce a făcut. Dar trebuie să... Eu
deja am spus că e o chestiune bună. Și bun. Acum, pentru că și la aceea cu ridicare, care a fost o propunere atunci în ședințele pregătite, dar proiect de hotărâre se ocupe de el să facă publicitatea, au fost făcute, că poate să aibă niște probleme. El o să vină, mi se pare, mai târziu, ca să dar aici votați. Voastră, eu v-am spus, sunt dator să vă răspund. Dar, odată, indiferent dacă a fost pe cum au fost, pentru că este atât 8 ani de zile să-și citesc din ședința de Consiliu, să încerc să-ți amintesc. Și să se tragă linie și ceea ce ne interesează viața. Murim treaba asta. Are o idee bună, au încă o idee și dori și doresc. Haideți să ne discutăm, dar n-am găsit dumneavoastră, mi s-ar părea o cale din punctul meu de vedere mai tare ca să ai un ales pe aici, dar și pentru că aici vii în săracul, n-are și după și vine de la între cum ești deci vine de la... Nu, nu știam. Dar nu spune. Să fie... Deci dacă... Să nu fie... Da. Un colaborator. În orice caz, eu le scrie... Deci ar fi bine... ...astea pentru ședința viitoare, că știți că nu e nicio... Puteam să fac eu proiectul de... Nu, n-am chestii de a-mi aroga la cineva ceva. Decide ce am făcut în cea primar să vede. N-am vede, vede cine nu vede. Dar să știți că ar fi deosebită dacă v-ați treaba asta, să vedeți pentru șomer. Ar fi, din punctul meu de vedere, părerea mea, nu puteți să o respectați, ar fi moral care se cât este în șomer, poate să circulă omul care nu poate de muncă.
Mai este Vadim Tudor. De astăzi.